Consiliul Concurenței și Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România, cu sprijinul instituției Prefectului Județului Mureș și a Consiliului Județean Mureș, organizează miercuri 13 aprilie, între orele 16 și 19, în sala mare a Palatului Administrativ din Târgu Mureș, conferința cu tema Conformarea întreprinderilor cu regulile de concurență. Îi invit pe toți reghinenii care au afaceri sau care au o activitate comercială la o conferință de advocacy organizată de Consiliul Concurenței în parteneriat cu Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Organizăm această conferință deoarece peste 2000 de întreprinderi sunt investigate de Consiliul Concurenței pentru semnarea unor contracte cuprinzând clauze anticoncurențiale. Organizatorii subliniază că o asemenea consultanță se adresează tuturor celor care administrează afaceri, iar sfaturile specialiștilor sunt gratuite de această dată. Clauzele concurențiale și anticoncurențiale îi vizează pe absolut toți din toate domeniile. Cei care vor fi prezenți pot afla, fără să plătească, deci este gratuit, în alte condiții ar plăti consultanți pentru asta, de la specialiști de la Consiliul Concurenței care vin de la București, ce trebuie să facă pentru a nu fi pasibili de sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri. Aceasta nu este prima conferință organizată în ultima perioadă de Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Organizația are ca scop principal promovarea, dezvoltarea, susținerea, organizarea și reprezentarea întreprinderilor mici și mijlocii din România.